Ceaușilă, trăiți? Bună seara! Hola. Auzi ce spune? Bună seara! Hola! Ceaușilă, pleci mâine? Hola, chiar nu vă aud. Chiar nu vă aud. Nu vă aud, vorbesc serios. 1, 2, alo, alo, 1, 2, 3, 4, o, alo, mă auzi? Chetal, Ceaușila, chetal! Îmi dau televizorul tare dacă nu te aud bine în telefon. De ce nu mă auzi? Vezi că ai pe lateral niște butoane, plus, minus. Trebuie să-ți ții la ureche. Gata, mă auzi? Oarecum, serios. Mergi cu mine la nuntă, mă iei la nuntă, că așa mi-ai promis. Nu te aude. Chiar nu te aud. Hai să te mai prindem o dată. Hai bani, nu. Ce seară minunată. Mai prindeți-l pe Ceaușilă o dată. Îl mai ținem pe paparazzo. Ce, stai că vreau să-l mai întrebăm ceva. Am uitat. Cum îl cheamă? Cum te cheamă? Cum au stat 20 de minute la ieșirea din club? Cine? Au stat cine? Cine? Stai mă că mă anunță. Victor cu Bianca au stat 20 de minute la ieșirea din club? Stai mă, nu răspunde tu, răspunde producătoarea, da. Zi mă, cu paparazzo! Da, nu știam pe cine întreb, da. A, pe tine, păi da, nu. Da, 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 da. Cum adică au stat? Cum au? Păi, în momentul în care au vrut să plece, au avut o discuție aprinsă la intrarea în club. Cine? Victor cu Bianca. Așa. S-au înțeles, mă, cine plătește consumul. Stai mă, că am auzit una. A plătit-o mă, mutu. Mă, dar ce că a venit tortul și el nu era acolo. Exact, a lipsit, s-a dus la baie. Cu vă, cine nu era? S-a dus la baie? Da. Păi Victor era foarte... Și la baie era mutu. Nu ia mă el. Nu mă la... Cine nu era mă, la nu era el, ziua nu? Lui. El a plecat în momentul care el păi nu era... Păi și ce dacă a plecat? Ce era ziua lui? Era ziua ei. Păi soțul ei. Păi da, n-auzi, Dane? Acum, că da, Victor era foarte supărat la ziua Bianca. A fost foarte supărat. Tu ai fost acolo? Victor, slav, fericit. A fost foarte supărat. N-am fost la ziua Bianca, Drăgușan. Măi, fetelor, măi, dar nu vă mai gratulați. Și trebuia să vină Adi Cristian. Și a fost supărată și Bianca când a apărut Victor. Eu cred că Victor a venit la ziua ei să-i spună nu bea mult să seara asta cu mâine și Adi. Da, serios. Și că pe Adi l-a așteptau. Ești? Silam. Ne auzim? Da, sunt, ne auzim. Oare domnule, mi-ai promis că mă iei la nunta Bianca da. Cu Cristea. Cum rămâne? Vă că fugi din țară. Acum e femeie liberă. Băi, eu nu știu nimic de vreo nuntă acum. Dacă știi tu, Mara... Păi tu mi-ai zis că, domnule, să face nunta. Ceaușilă, o arzi cu părul în ochi. Zine de nuntă. Cu părul în ochi, deși am o freză identică. Special îți ziceam așa. Altceva vreau să te întreb. De când a divorțat de la orele... La cât a divorțat, mă? Pă la 12. La 12. A luat cumva legătura cu Adi? Da. Nu. E, ai mă, zici tu, da. Deci... Zi vulpe, zi vulpe, tipă. Dar răspund eu că nu. Nu? Adică, dar oricum voi știți ce au făcut astăzi amândoi. Bianca la notar și el la sală. Am înțeles că... Oricum a fost revoluție în fața blocului, știți toți ce s-a întâmplat astăzi. Acolo, da. Nu, pe noi ne-a interesat dacă Adi a mai avut vreo implicare, pentru că doamnele, nu. O parte dintre doamnele invitate în seara aceasta la noi aici, spun că e posibil ca Bianca să... Dacă se înțeleg pe o sumă anume, da, e posibil. Da, da să mai facă da. O nuntă pe bani cu Adi. Exact, da. Adi, dar cine să mai duce? A tot în buftea public? Nu, că nu mai buftea s-a vândut. Dar o să fie o altă televiziune. S-a vândut, Pro-TV-ul mergem noi, mă. Pro-TV-ul nu mai organizează nunți, că nu prea mai poate. Bănuiesc că voi urmați la rând acum să organizați o nuntă, nu? Nu, noi le-am organizat divorțul. Nu, nu, ne ieșim mai. Nu mai zice, mă, că după aia o să scrie presa. Capato s-a recunoscut. Cum să le organizăm, băi? Vedeți după Bianca aici? Bianca a divorțat din cauza Antenei 1. Noi spunem adevărul. Bianca are amendă? Un show păcătos e aici? Dar ia spune, Bianca are amendă astă seară? Normal. E normal. Ce sunt eu șeful da. Ei? Dar ce faci, mă, iei casa, îi luați casa sărat. Deci Adi nu mai are nicio implicare, nu? Nu, din câte știu eu, nu. Dar n-am mai vorbit cu ea în ultima vreme? Dar până acum care a fost implicarea lui? Adică eu am mai spus că nu el a fost artizanul... acestui divorț, deci... Pe cum care a fost implicarea? S-au dus la Paris? A, bine, dar asta nu înseamnă, au făcut-o de comun acord. Adică da, clar, nu, bă, stai mă, că implicarea nu înseamnă vină. Adrian are o nouă iubită, cumva? Dacă Adrian are o iubită... O nouă iubită, da. Nu, absolut sigur. Nouă iubite? Ești foarte sigur? Sunt absolut convins, Mara. Dar tu ai o nouă iubită? Pe lângă Bianca mai are o iubită. Mi-aș fi dorit, n-am niciuna, nici nouă, nici veche. Ia-l pe Victor, că e liber. Păi de ce pleci, mă, în Spania, mă, Ceaușilă, că la noi sunt fete frumoase pe aici. Portocale frumoase. Mă duc doar așa, pentru o perioadă de timp. Te duci să iei niște rozalii? Fii atent cum facem. Luăm câteva minute de publicitate puține și dacă mai ai răbdare și chef mai să te mai distrezi cu noi și nu pleci în Spania până atunci. Păi nu, păi plec la luăm publicitate, dacă nu pleci în Spania până ne întoarcem, s-ar putea să te sunăm să mai vorbim un pic. Hai, pub și revenim.